Salut și bine v-am găsit la un episod din Faran 3, multiplayer arena alături de sora mea Isabela. Salut! Și acest joc este un joc care trebuie să vă jucați cu prietenii online și puteți să faci și clanul, să vă arăt. Vă aștept pe clanul meu, Recar Street, doar trebuie să mă căutați. Pe mine mă cheamă Scorpion Alberto X, iar pe a... Isabela. Așa. Și putem să facem clan battle-uri, dar nu. Nu acum, putem să mai facem quick play, putem să facem și custom game, dar noi o să jucăm quick play. Și haideți să vă spun alte chestii despre joc. Aici sunt topurile, acolo lista de prieteni, aici sunt comentariile, pardon, mesajele cu cine vorbești. Aici sunt chesturile în care trebuie să faci să le primești bani. Așa, și haideți să intrăm la magazin. Aici sunt chestii noi și de aici sunt animalele pe care ți le poți lua momentan. Așa, o să dau o viteză dacă vreți voi să puneți stop, puneți stop. Aici sunt pălăriile, ochelarii, lănțișoarele, tricourile, chestii de ținut în mână, încălțăminte și miros. Așa, iar aici sunt power-up-urile. Fiecare power-up costă de la 1000 în sus, dar alea cele mai bune costă vreo 4000 gen. Și se desblochează după level. Și am așa, slow blade, large weight, explosion trap, Speed, Rocket Dash, Heavy Shield, Blizzard și Shooting Ray. Ok. Deci pot să-mi iau skin-uri pentru animale. Așa. Și aici sunt alte chestii. Bonus. Ok. Păi, hai să dăm play să vedeți despre ce este vorba cu adevărat. Și de aici poți să schimbi tu chestiile, tot așa după level. Eu am level 14, aproape fac 15, iar tu ai level 12, nu? Da. Eu sunt aur 5 și ea e silver 2, dar de-abia e foarte greu să ajungi în silver. Așa. Și haide să-i dăm unde jucăm, la arena sau la play normal. Orice. Ok, o să-i facem câteva jocuri de play normale. După aceea o să ne jucăm la puțin după aceea o să ne jucăm puțin la arena și după aceea facem și niște clan battle-uri, Nu. ok? Nu vreau Alena. Arena? Nu. De ce? Nu vreau, n-am bani. Bai, Bani. că am văzut. Am văzut. Nu Nu. băgați în seamă. O să ne jucăm la arena. Nu. Mamă, Joc dar pe ce lag PC. am. Oh. Cine pe locul tăi? Nu știu. Eu. Wow, ce-ți mai place să te dai mare. Să zic. Ești pe locul 3. Jocul ăsta e foarte lăguit. Cred că e de la filmare. Îți dai seama. Să faci și ceva. Cam așa este o mapă. Și da, dacă câștigați pe locul 1 vă dă 15 puncte, dacă pe 2 5, pe 3 vă scade 5 puncte, iar pe 4 vă scade 15 puncte de rank points. Deci asta e faza nașpa, vedeți, am pierdut, mi-a scăzut 5 puncte. Și dacă scad sub 3000, o să intru din nou în silver 1. Deci da. Haide. Să-i dăm la arena. Haide, dă-i. Nu vreau. Ok, hai să, atunci hai să mai jucăm un joc de asta normal, după aia jucăm clan battle-uri. Nu, că eu vreau să-mi iau un... Vreau să... Uite asta. Primul. De care? Primul. Vrei să mă fac și eu mai mult. Dar la negru... A fost o urgență tehnică.
Scuzați. Iar am aici pe 3, sora mea pe 1, mi se pare. Da. Yes. Hai să mai jucăm câteva jocuri. Deci da, băieți. Și fete sau cine se uită, dacă vă place, nu uitați să dați. Wow, uite ce skin mișto. Da, l-a primit. Poți să-l primești? Da, îl primești de la aia care mi-a dat mie aia. Ok. Sița aia. Ok, okay. Băieți, deci dacă vă place, nu uitați să dați like, share, subscribe și coment, pentru că astfel mă puteți ajuta și motiva să fac în continuare videouri pentru YouTube și pentru voi. Și astfel ne facem și o comunitate mai mare. Și mai mare. Vă mulțumesc pentru like și vizualizări. Dar dacă sunt puține, dar pentru mine înseamnă mult. Enjoy. Sincer, în descrierea mea aș vrea să fac 3 de canale pe canal, dar abia acum am putut să fac. Și da, chestiile pe care le vedeți în descriere, bine, adică nu dacă sunt toate serii principale și zilnice, dar cel puțin seriile mele zilnice, v-am zis, o să fie Mituri și Legende, GTA San Andreas, care, din păcate, o să oprim seria, adică o să oprim, dar o să revină la un moment dat pe canal, pentru că eu filmez acum cu Airsoft și cu alte aplicații și Apple le-a banat sau ceva de genul și alea sunt disponibile doar în nu știu câte zile. Și da, trebuie să așteptăm, că altfel nu pot, pentru că am încercat să-mi iau GTA San Andreas de pe net, de pe App Store, de pe toate astea și n-a mers și nu mi se downloadează. Și nu știu ce s-a întâmplat, nu știu dacă aveți voi sfaturi să-mi dați, vă rog să-mi lăsați în secțiunea de comentarii. Ok? Haide, dă-i drum. Ok, hai. Jucăm și un pic în arena. Adică mai nu facem câteva arena. Jocuri, da. Nu vreau să jucăm și în arena, da. Nu! Nu vreau în arena. Nu. Te-ai pus fustiță? Nu. Ia mai aia de moș. Cu i-am dat cu Nicovala în cap. Nu mie. Oana 3 Alexandra, asta e română. Româncă. Doamne, scuzați-mă. Mi-am uitat vocabularul. Mamă, băieți. Ce mă faceți rău? Aia câștigă. Da, am ieșit pe 4. Mama mi-a scos o grămadă. Să mai jucăm. Da, sper să nu se simți că nu interes dacă aveți visaturi ca să-mi iau GTA San Andreas, chiar că să durez o grămadă să-l fac, o să-l fac off-camera, misiunile, pentru că nu știu dacă vreți. Lăsați și asta în secțiunea de comentarii. Și, da. Așa. Eu speram... Pe tine? Nu știu. Eu speram să mă arăt că seria cu San Andreas, pentru că văd că cele mai multe vizualizări ale clipurilor mele s-au stat la GTA. Bănuiesc că GTA e foarte popular și este, chiar dacă este mai vechi. Mai ales că eu aveam și o surpriză, vreau să vă filmez și GTA Vice City, pentru că mi l-a luat și am făcut un episod de oră, off-camera, on-camera, pardon. Dar nu s-a putut salva și după am șters aia și după am vrut să-l iau loc și n-am mai mers și da. Și acum trebuie să așteptăm și de cât timp, am uitat pe internet la niște tutoriale de-astea și da, nu știu. Cine ești pe locul eu. Nu eu. Cum? Cine ești? Scrie numele meu primul.
Stai un pic să mă dai play. Eu am ieșit pe primul loc, dar nu mi-a dat 15 puncte. Mi-a dat 5. Ții câte ți-a dat? Mi-a dat 5. Păi pentru că e diferența de 0.01 și cred că ăștia au considerat că am făcut egalitate. Dar de fapt n-a fost așa. Că te-am bătut cu o mini nanosecundă. Eram la fel. Ok. Ia că mi-a dat cineva cer de prietenie. Cine? Ignor. Că nu cred că sunt de la abonații mei. E una care am jucat noi pe aia acum. O să mai jucăm un joc de normal, după aia ne jucăm puțin clan battle și la sfârșit facem și câteva meciuri de arena. Și mie mi-a dat invitare și mi-am dat tix. Că ne fac ăștia praf. Ce? Ha, deodată să fie cineva. Haide. De fapt se pare că tot știam de chestia aia, nu? Da. Asta e mapa mea preferată. Păi este și prima mapă care ți-o dă la tutorial. Cine mi-a dat fulger? N-am avut, eu am gheață, știi și tu. Și am. Câte diamante ai? Unu. Am dat degeaba de truban de drum, știi tu. A, skin-ul ăsta? Nu. Ba da, ăsta ai dat. La clan. Ai dat 60 de diamante pe ăsta și la clan cât ai dat? 30, puțin. 5. 5? Foarte 10. Puțin. 10. Mai puțin. Eu am 180 de diamante și o să mi le consum. O să-mi iau alea două skin-uri pentru urs. Și rămân cu 60 de diamante. Hai să jucăm, ăsta e ultimul joc de normal. După aceea ne jucăm puțin clan battle, câteva jocuri. După aia, la sfârșit, ne jucăm la arena. Vreau să fac episodul până în 20 de minute. Că frumos, 13 minute. Vedeți și voi pe clan. Ăsta are nivelul 20, e alu pe tine. Nu ți-am dat eu cu Nicovala. Ce mi-a dat tu? Nu ți-am dat eu. Ba da. Nu, că și ăla de aur are Nicovala ca mine. Haide, mă. Mamă, că ți-a scris acolo la capcană. Și pe tine te-a făcut mic? Nu. Ce mi-a dat în față? Nu mai văd nimic! Tu mi-ai dat. Nu! Nu ți-a dat eu. Ți-a dat celălalt. Este chestie de aia, vopsea de aia neagră care te face să nu aveți nimic pentru câteva secunde. Pă bune? Le rost pe locul 4. Nu, eu am ieșit. What? Cum? Nu știu, eu era pe locul 2. Vezi, de asta mă nervează la jocul ăsta, că e cam băguit. Hai să luăm și cesul ăsta, să vedem câte ne dă. Hai să ne jucăm clan battle. La clan battle aici nu trebuie să ajungem amândoi pe locul întâi, trebuie să ajungă doar unul dintre noi pe locul întâi ca să câștigăm punctele. Ia să vedem. Clanul nostru versus Cry Babies. Jurecarstred vs. Crybabies. Cine crezi că se câștigă? Sper să câștigăm noi, chiar dacă aia arată mai bine.
Cine crezi că o să câștige? Pe noi? Da, noi pierdem. Păi nu știu că, pe când ne ținem cu ăștia aici. Am gheață. Și eu. Nu, da. Acum. O mai ai? Da, ăștia sunt în spate. Să nu dai. Uite, acum două, acum doi. Să o dai acum. Chiar dacă a murit. Așa nu contează cine ajunge dintre noi pe locul, doar trebuie să luăm cele 15 puncte de, rating, rank. Mamă, bă. Da, pierdem, așa? Bă, tu unde ai rămas? În spate, mi-a dat crash. Pentru că ai pierdut... i-a bătut. A fost un meci bun. Și ne-a bătut Roia? Da, și ne-a scăzut, mie mi-a scăzut câte 15 puncte. Mamă, dacă mai pierd un meci, dranchez în liga ta. Yes. Nu. Da. Hai să mai jucăm. Haide. Haide, apasă. Asta va fi ultimul meci de Clan Battle. Mm-mm. Și după aia ne jucăm la arena. Mm-mm. Ba da, că trebuie să fac episodul până în 20 de minute. Bă, ăștia sunt diamant. E unul de aur. Da, dar are liga de aur mai mare decât mine. Eu am aur 5, la ce aur avea? 1, 2? Aur 2. Ia uzi, mai bun. A, pardon, mai bun, în fine. Spuneți voi. Ești pe primul loc? Nu. Ție scade puțin rău, dar mie scade cel mai mult. De ce? M-am înghețat și eu. Pentru că eu sunt liderul. De fapt, eu te-am înghețat pe tine. Tu n-ai fracăra asta. Lupul ăla, că lupul ăla este de diamant. N-are și steag urât. Deci urât e. Mi-e scade 10. Mi-e scade câte 15. Mai trebuie 1. Ah, am okay, făcut asta. Haide la arena. Trebuie să mai jucăm și noi un joc de asta. Sau nu? Haide. Hai la arena. Gănusă. Haide-i. Haide. Și faza la arena este că... Băi, ai dat... ai ieșit. Haide, dă-i din nou. Faza la arena este că doar primii 3 sunt în 8 jucători pe mapă și doar primii 3 o să câștige, restul vor muri și vor pierde. Și dacă faci 12 win-uri și dacă așa și dacă nu pierzi mai deloc, o să câștigi cel mai mare chest care îți dă vreo 3000 XP și nu știu câte diamante. Și dacă, de exemplu, le pierzi pe toate alea, îți dă un chest, dar o să-ți dea un chest mai prost. Adică depinde de câte ori câștigi tu. Ce ești pe zona roșie? Hai că ești cu mine, mă, aici. Și pe întâi tu. Sper să nu mor. Mi-e frică. Fă caca. Pe bune. Pe bine. Bă, și pe zona roșie. Bă, o să mor. Păi tu unde ești? Eu cântăi. N-ai speranță? Nu. De ce? Ce că sunt pe loc întâi. Acum... Eu sunt pe trei aici, cu voi, mă vezi? Da. Mă vezi? Haide, nu mări. Da, te văd. Haide. Ce loc? Doi, sunt exact în spatele tău. Oh my god! Sunt pe roșu! Da, mor. No! Yes. Nu, ai murit? Da. Cum? Mată ăla. Iar ai pe locul 2, fix în spatele meu, aici pe locul 5. Doamne, cum? What the fuck? Mai jucăm? Normal. Hai. Câte meciuri? Chiar dacă episodul o să treacă peste 20 minute, o să-l fac mai lung pentru că n-ai primul episod. Și mă simt dator pentru că n-am făcut și era în descriere acolo de vreo 2 săptămâni sau de când am eu canalul. Uite asta, oameni.
Care? Știți, Ia ți-o, că e mișto. Eu rămân în asta ideea. Vezi că, dar unul s-a deconectat, deci mai suntem 7. Deci o să moară unul mai repede acum. Oh, shit. Mamă, uite ce e aici, brigadă, ești nebun? Ia uite, vezi că suntem? Da, tu ce pe loc, eu sunt 1. 3, 2. Brigadă. Pe mine mă omoară bubnița asta, în flăcări, care e lângă tine. Ia flacăra. Flacăra care ține o oră și jumate. Ține o flacără mai mare? Da. Deci că s-a mai deconectat unul, deci mai suntem 6. Eu mă bag cu bubnița asta aici. Și cu tine. Hai mă, Izabela, că acum nu mai mori. Ce loc ești? Nu știu. 3. Ah, da. Locul 1. Hai mă, că nu mai murim acum. Hai că suntem ca și câștigați. Câștigați. Am câștigat. Super. Mi-e frică. Și mie. Baftă. Te-ai deconectat. Ba nu. Ba da. Pariu. Vrei să vezi? Cum? O să vezi. Uite unde, uite unde mi-arată că ești tu. Ba da, m-am conectat. Dar știi că n-ai pierdut, nu? Nu. S-a făcut X? Da. Ce banu? Ba da. Banu. Uite. Ia. Mai așteptăm, da? Nu mai joc în arena. Nu mai dau bani. Păi da, nu mai. Asta e ultimul meci. Și mai jucăm meciul ăsta și dacă mor și acum, nu mai jucăm pe arena și jucăm doar încă un joc de la normal. Și dacă nu mori, tot mai jucăm, nu pe arena, un joc normal. Ok, băieți. Hai că ne descurcăm cât de cât. Super. Mamă, mi se face din mai argintiu. Hai că e bine. G24 40 kg și am făcut 27. Hai. Baftă. Baftă. Ce? Ce-mi place aia? Ce nu-ți place? Tu mă vezi lângă tine sau deconectat? Nu te văd că te miști. Ok, e bine. Ești pe primul loc? Mă vezi primul? Sau mai eu. Văzut? Mai văzut? Da. Și acum mă vezi în... Mamă, cine a înghețat? Unul negru. Oh, cred că e posibil să mor. Eu sunt pe locul 5. 6. Cum adică? Eu sunt. 3. Haide mă, a dat și chestia aia. Ai murit? Nu, sunt pe 6. Cred că o să mor. Mi-a fost bine să te cunosc. Ai murit? Să te uiți la mine. Da, și eu mor. Bă! Te-am luat! Băi, te-ai murit? Nu, no, mă lași pe mine. Super. Mamă. Măi, credeam că o să ieșim amândoi pe locul întâi. Hai, dai play. Nu mai e. Păi la asta. O să mai fac mulți bani, o să merg în arena, că vreau să-mi iau ceva. Dar știi că în arena primești o grămadă de diamante și o grămadă de XP și faci nivelul mai repede dacă faci 12 win-uri. Știi că îți dă ăla de aur, aur. Da, nu, am dorit și cum. Eu.
Ai tu gheață. Adică ai tu flacăra. Păi am. Ea mai mult, eu am mai tare flacăra decât a ta. Da, sigur. A mea ține o grămadă. A mea alergă mai repede. Și a mea. Da, văd. De asta ești pe locul 2 și eu sunt 100 de metri înaintea ta. Cine a vrut să mă tragă? Pe tine te-a tras? Da. Și te-am făcut mic. Nu m-ai făcut, că aveam scutul de fier. Haide mă, 2. Este... Uite cum face. Acum nu mai face. Ce? Știam eu. Ce? Cam și pe locul 2. Nu aveai cum, imposibil. 3. Păi eu am văzut că ești pe locul 2. Eu așa, păi m-am împins. Adică... Mai facem? Mhm. Haide în arenă. În arenă? Nu în arenă! Nu am uitat eu cu steagul ăla. A, nu mai vreau la clan. Vreau acolo la clan. Nu, că ne scade punctele. Atunci eu plec. Hai mă, mai jucăm un meci. Vreau la acolo la... Ai mă, Izabela. Vreau acolo. De ce? Ca să-mi scadă mie punctele, că nu știi că o să... Nu vreau acolo. Atunci ai ies. În fine. Păi Izabela, că nu-mi scade punctele și o să ajung în argint și nu vreau. Și tu asta vrei. Că ești invidioasă, vrei tu să fii numai prima mereu. Eram sigur cum te-ai schimbat. Ce? Tu ești bun la Faran? Ce? Tu ești bun la Faran? Da. Cam cât de bună? Foarte bună. Cu ăștia slabi. E fă praf. Și dacă te bați cu tăia de diamant? Știi, bă, vrei să spun ceva? Nu minte, e adevărat. Yes, unul de diamant. Am și pe locul 2 și ăla e și pe locul 3. Care? Ăla de diamant, că am jucat eu singură. Și tu pe ce loc ai ieșit? 1, ce crezi? Și l-ai bătut pe ăla de diamant? Da. Ăla e și pe locul 3. Păi, de ce ai ieșit din clan? Că am vrut eu. Ok, băieți, deci dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe și coment. Eu am fost Alberto și ne revedem în episodul următor. Pa, pa! Pa!